Cum te numești? De ce mi-a interzis filmez? Ești la servici. Vă rog frumos, puneți camera. Pe ce bază mi interzice? Eu vă rog să puneți camera. Pe ce bază mi interzice? Eu vă rog să puneți camera. Dar de ce mă rugați? Eu nu vreau. Să-mi spuneți pe ce bază mi interzice. Vă rog să puneți camera, sunteți sector de poliție și nu aveți dreptul să filmați. Unde scrie? Tu-i cum ești în film? Și ești penibil, rușine. Pentru asta, eu dacă aș fi papuc sau șeful dumitale, te-aș da afară, fără explicație. Ai încălcat o grămadă de legi prin comportamentul ăsta. Dar mai ales morală. N-ai voie să-mi interziți să filmez. Am tot dreptul. Arată legea prin care poți să-mi interziți. Arată-mi lege că mă filmați. Eu am dreptul că-s cetățean liber. Mai ales jurnalist. Și ce vreau să-mi vezi, România? Deci am o grămadă de drepturi. Aveți dreptul să faci tot ce vreți? Da. Nu mai ales. Ce nu interzis, am voie să fac. Și dacă interzis, îmi fie arătat unde interzis. Aveți dreptul să mă filmați. Arătați-mi lege prin care interzis. Arătați-mi lege prin care nu asta aveți dreptul. Asta e răspuns ilegal. Bravo, Bravo, poate că să veniți pe alei clasicilor și încercăm să vedem, nu spune prea să vedem ce mă credem în consiliajul, te-am drumat. Nu măcar mediatizat cazul și îți mai tem de el. E ora 3:30. Я как бы говорю, Геннадий, ты на мой телефон дома. Я веска. Вы совино. Да, я вижу, что я вижу. Да, я что я вижу. Eram eu și o doamnă care de la urmă. Păi gata, stăm să asistăm pe doamnă și spune că nu a făcut nimic rău. Eu am spus că deși vă luați, deși vă surit. Trebuie! Foarte bine! Mulțumim că ne-ați ajutat. Sunteți cu niște fușeiență, sunt vacă. Sunteți frași. Păi eu comparați! S-au găsit ce să facă. În secția lui nebun. Eu văd cum o până în secția lui. Tipul ăsta organizat. Mi-e și eu, voi să mă duc la liceu. Deci îi chemăm în judecat. Nu și ne iau dreptul și spui, dacă stai acolo închis, fac râs din tine, mai și apare că cuvântul ce-au prea de spus, poate un cuvânt.